efectivele în această expoziție. Ceea ce vedeți aici, o colaborare bună între Registrul de Rasă și Asociațiile Județene de CFP. CFP, CFP, CFP. Aici, stațiunea de cercetare de dezvoltare pentru creșterea ovinelor de la Cucuți. Suntem aici la stațiunea de cercetare Cucuți. Moldova se face de format. Moldova, dar și Moldova. Eu am spus și Moldova. Bineînțeles, să încercăm să urmărăm și o linie la specia caprină, specific în zonei noastre. E bine, pentru asta trebuie finanțat. Noi încercăm... Încercăm să nu domnul. Trebuie să ținut. Noi încercăm să nu domnul. Orașul Comănești, avem rasa turcane, varietatea bană, oanii, stămoanii, gândeci și informeci, în asociația la Petra Neam, la domnul Crăciun. Facem parte din Asociația Tradiția Moldovei, Iași. Deci duceți mai departe. Da. Bravo. Cu tot cu băiat aici. Aici e urmașul. Familia, da. Deci ăsta se trebuie. Aici deja stațiunile de cercetare la SAS. O generică bună. Da. Scuzați-mă, domnul ministru. Bună ziua și bine ați venit la standul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni. Suntem o unitate de cercetare profilată pe cultura plantelor de câmp, dar
avem o activitate foarte diversificată, de la ameliorarea plantelor de câmp, la elaborarea tehnologiilor de cultivare, producerea de sămânță din categorii biologice superioare, creșterea și exploatarea taurinelor din rasa bună de Maramureș și cu câteva exemplare am venit astăzi cele mai bune aici. Cele de bună de Maramureș din țară. Ce efectiv avem? 180 de capete. 180 de capete. Da. Este un proiect făcut la această dată de modernizare ca să poată porni mai departe din nucleul acesta. Haideți să mai... Rezultatele noastre sunt aplicative, ajung direct la fermieri în producție și ne străduim ca tot ceea ce obținem în activitatea de cercetare prin materialele de publicare să ajungă direct la fermieri. Inclusiv plante medicinale. Deci odată cu sămânța, fermierii primesc tehnologiile de cultivare, primesc câte un catalog în care sunt descrise toate soiurile și hibrizii la care stațiunea produce sămânță, în așa fel încât fermierul să știe precis ce cultivă și cum cultivă. Deci toate acestea ajung la dispoziția fermierilor. Am pregătit și pentru dumneavoastră câteva din materialele noastre popularizare a rezultatelor. Sunt două nuclee din numai învățata românească, nu avem aici, deși am văzut duminică la viața satului fermierii cu învățata românească și cu viziunea aceea de a orienta lapte, carne sau carne-lapte, prin o relație mică. Unde este domnul Vintila? Haideți, domnul director. Directorul tinerii. Haideți, Vintila. Haideți, încoace. Doamna, ia vină aici. Domnul secretar, domnul director științific. Domnul secretar de stat, Vintila. Deci ne-am propus să venim astăzi în expoziție, deși la datul sunt 850 de animale, din care 350 de animale, asta este numărul 6 și ceva de fără. Am venit astăzi cu 4 categorii, cu sușuri, 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 cu ceea ce înseamnă partea superioară a lanțului productiv. Și noi credem că animalele sunt animale foarte frumoase. Sperăm că tipul dorit pe care noi încercăm să-l urmărim și să-l obținem în viitor este acesta și sperăm ca să avem reacții pozitive din partea fermierilor. Până la urmă, dacă își dorește în viitor să devină acel producător de juniși și să încercăm astfel să venim întâlnirea cerințelor fermierilor mici și mijlocii în ceea ce privește achiziția de material biologic. Zicem noi, din altă valoare, Dar n-aș vrea să menționăm că pe vaca cea mai productivă am lăsat-o acasă. Astăzi a avut 71,4 Avem tăbliile de prezentare, vă dați seama că sunt fiecare de mare parte, dar acestea sunt foarte sugestive și pentru orice cu care dorește să fie necesare în vederea achiziției unor astfel de animale. Poate interpreta tot ceea ce am spus unii aici ca tăbliile de prezentare, datele să știți că sunt reale, prezintă fiecare animal în parte, așa cum este el la momentul potrivit până prezent. Dorim să continuăm pe această linie și să obținem cât mai multe exemplare din acest tip morfo productiv, astfel încât ușor să ne permită să presăm pe reformă cu animale obținute în urma folosirii materialului fixat la sănătate și să
seama astfel încât, la un moment dat, tot ceea ce înseamnă efectiv să se ridice de la un și aici deja avem deja, de producție. Da, producție. Se capă. La campul putem animal curajat, o producție obținută de cap de animal curajat, aici putem vorbi undeva la 30 de litri, iar vacile care sunt în lactație, avem o producție de medie de 35 de cap. Cam astea sunt producțiile și cam astea sunt detaliile la acest moment. Peste 10.000. Aici am adus un exemplu, chiar dacă este sfârșitul lactației, ea a realizat la lactația între 11.200 de lei, are 43 kg, dar este și cu dorit pentru România, uitați? Eu dezvoltat, nu e o vacă foarte mare, o torață pentru domeniu foarte dezvoltat, în linie superioară, este vorba de o de rezistență la condițiile concrete despre care este sfârșitul. Ăsta e tipul dorit pentru România pe care noi trebuie o torță. Și am văzut vacile aici. Încercăm să prezentăm. Bună ziua! Vă rog să ne spuneți ce avem aici. Este un robot de mulți. Un sistem robotizat complet pentru fermele de vaci de lapte, în care vacile vin, se mulg singure, se furajează prin partea de concentrate și adună toate informațiile de la animale, atât de producția de lapte, cât de partea de reproducție și sănătate. Rest avem restul de echipamente, tot ce înseamnă pentru fermele de vaci de lapte, grajduri, de la pușete, sisteme de adunat de ejecții, lucruri de furajare, agricultori și roboți de furajare. Am trecut mai cât poate, suntem lideri în România pe sistemele astea și crește tot mai mult. Oamenii aplică pentru fonduri europene, pentru proiecte și avem foarte multe proiecte în momentul de față. Bine să fiți și în baza noastră de date, dacă de la FIR sunt director general. Sergiu, bine să veniți cu, să vă introducem în baza de date. Dacă vă spune ceva. Dragoste de din suntem aici pentru a veni cu informații în sprijinul fermierilor privind măsurile pe care le avem în derulare, activitatea curentă și a răspunde la toate întrebările pe care lor ne le vor pune. Ne bucurăm să avem conducerea Ministerului prin domnul secretar de stat Pintea, domnul președinte Consiliul Județean, domnul președinte Harpa și toate oficialitățile, domnul Lazar. Noi mulțumim! Ne-au transmis atât direcțiile agricole cât și instituțiile din coordonarea Ministerului la nivel local că vor la târg aici și vor prelua toate întrebările și vor oferi sprijin fermierilor pe orice chestiuni practice, întrebări, sesizări vor face. Deci, pe lângă partea, să zicem, de tehnologie, în care fermierii vor vedea aici la Moldagro Expo cele mai bune și cele mai eficiente soluții pentru ei, atât în vegetal cât și în zootehnie, vom avea și instituțiile statului, cele care asigură, să zicem, legătura cu fermierii, vor oferi toate informațiile și vor prelua, asta foarte important, vor prelua toate sesizările și toate întrebările pe care se spune. Și ca să nu mai fie întrebări despre secetă, noi vă asigurăm că am tirat toți banii în conturile fermierilor. Uite, avem deja o știre. Bun, felicitări. Singurul. Reprezentanții companiei, un partener important și, după cum vedeți, o ofertă mare de tractoare. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Salut, bună ziua. Povestiți-ne un pic ce gamă avem aici și unde sunt produse tractoare. Bună ziua, Olimp Pop mă numesc, manager vânzări pe zona Moldovei și ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră la prima ediție a târgului Mold Agro Expo din Roman. Am venit cu o gamă de tractoare de la 48 de cai la 100 de cai. Sunt tractoare produse de uzina de la Reghin, făcute cu oameni din România. Avem
Pe lângă gama de tractoare avem toată gama de utilaje agricole compatibile cu tractoarele ce le producem. Atunci au ce vedea fermierii? Da, au de toate și avem un catalog cu mult mai variat ce putem aduce pentru fermele mai micuți. Da, noi suntem dedicați pentru fermele mici și mijlocii. Dar în viitor apropiat avem un proiect la 150 de cai care ne gândim să fie și pentru fermele făcute în România. Da, tot făcute în România. Da, durează investiție și timp ca să realizăm un produs bun. Mulțumesc. Asta pentru reorganizare, nu? Asta e completare la ce aveți dumneavoastră aici. Bună ziua, să trebuie să completare. Povestiți-ne un pic ce avem aici și cu ce vă ocupați. Un atelier de hamuri pentru cai, în special, dar facem și pentru vite și pentru ponei, pentru, în special pentru cai. Avem chimiri pentru oameni, dacă doriți, cureli de pantaloni, centuri. Și dumneavoastră, e atelierul, da, dumneavoastră. Da, la Bucești Corhana, bravo. Aici, în apropiere. Deci încă să mai, mai păstrați și greu, a? Sperăm să mai rezistăm cât de cât, da. Vă mulțumim tare frumos, să treci. Și avem standul mansatului, deci în primul rând în partea stângă ca și furnizor de inputuri la finanțări înființări de culturi. Noi avem peste 140 de parteneri pe care îi finanțăm la înființări. Și vă ziceam că vrem să ne axăm pe procesare. Am început acest proces pentru porumb. Avem o moară recent dată în funcțiune cu o capacitate de 150 de tone pe zi, producem 3 categorii de mălai plus mălai forajer. Sperăm să intrăm și pe piață, aici e cel mai greu. Uitați aici, adică mălai românesc. Da. Mălai românesc, unde uitați? Da. Din păcate, sub marcă proprie, tot ce înseamnă supermarket, tarifă e de afară. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! La noi, totuși la noi. Da, deci avem... De românianul. Aici e problemă, e o problemă. Nu, de la Corteva și de la Bayer acum. Ce aduce? Semi-sticloși? Și sticloși. Sticloși. Să am o greutate ecolitrică în jur de 80. 80, da. Adică porumbul care îl avem la noi pe secetă, pierde apă și el ștărește și atunci nu se prețează la așa ceva. E viață. E greu de la a vinde cu trenul sau cu... tuturor aici pe platforma Marsat Roman, județul Neamț, la prima ediție a târgului Agro Expo Moldova 2023, Moldova Agricolă Expo 2023, o platformă a comunicării profesioniste, a încercării de a găsi soluții în timpuri delicate pentru a asigura continuitatea în ferme, dar și dezvoltarea, pentru a asigura prezența noastră pe piața românească, dar și pe piața internațională, acolo unde avem dreptul de a fi și acolo unde suntem și trebuie să fim în continuare. Această platformă este bogată, cu peste 50 de branduri prezente și cu mulți fermieri care și-au arătat interesul de a fi aici, de a căuta soluții. Bun venit tuturor, vă spunem, fermieri, furnizori de inputuri, de servicii în agricultură, procesatori, autorități naționale, regionale, care, iată, acum încearcă să transmită un mesaj de încurajare și poate să aducă vești.
pentru că sunt așteptate de către fermieri vești bune, dacă se poate. Pentru că vorbeam despre platforma Marsat, în deschidere dăm cuvântul chiar gazdei, fermier, un om care s-a dedicat acestui eveniment cu gândul, cu fapta, cu sufletul. Pentru că întotdeauna a pus suflet în ceea ce a făcut și face în agricultură și pentru agricultura românească. Domnul inginer Vasile Balcan. Bun venit tuturor și din partea mea. Mă onorează foarte mult prezența în număr atât de mare a dumneavoastră aici. Asta demonstrează că aveți un interes pentru ceea ce înseamnă agricultură și industria alimentară, lucru care ne face să fim mândri de el. România, populația României are nevoie de hrană, iar noi știm să facem acest lucru și vrem să-l facem cât mai bine. Avem nevoie de relații și discuții între noi, de colaborări între noi, dar și cu cei care contribuie la realizarea beneficiilor și, mă rog, performanței noastre în agricultură. De aceea consider că este de bun augur faptul că astăzi avem și au răspuns invitației noastre delegația de la Ministerul Agriculturii, deci autoritățile centrale, cât și cele locale. Și cred că prin prezența lor și prin discuțiile care le vom avea la cortul principal în cadrul Congresului Fermierului, vom putea da multe răspunsuri la problemele noastre. Mă bucură foarte mult că s-a putut organiza acest târg care vrea să reia tradiția târgurilor pentru Moldova. Practic, de 4 ani de zile în zona Moldovei nu s-a mai făcut niciun târg de acest gen și Moldova merită acest lucru, merită nu numai la stadiu care suntem acum, ci la un stadiu mult mai avansat. Vreau să felicit în mod special pe expozanți, cei care au folosit resursele pentru a ne aduce astăzi cele mai recente noutăți în utilaje, în tehnologie, dar și fermierilor și consumatorilor care au folosit acest eveniment cu gândul de a-l folosi cu rost. O să aveți ce vedea în târg, o să aveți ce afla și, practic, o să fim foarte bucuroși dacă cel puțin o informație va rămâne suplimentară în ceea ce știți despre agricultură și alimentație. Și atunci, cred că târgul și-a făcut rostul pe care a fost inițiat. Mulțumesc parteneriatului care l-am avut cu domnul Vlad Macovei, președintele Forței Fermierilor și coordonator și fondator Agrointeligența. Sigur, societatea Marsat, pe lângă activitatea de comercializare mașini și utilaje agricole, ceea care le-am prezentat aici în stand, avem și alte divizii de activitate, producție vegetală, 2600 de hectare, finanțări de înființări de culturi, peste 140 de parteneri, comercializare carburanți prin 2 stații PECO, comercializare cereale și plante oleaginoase
prin patru silozuri de o capacitate de peste 120.000 de tone și procesare printr-o moară de porumb de o capacitate de 150 de tone pe zi. Mulțumesc din nou și societatea Marsat va fi totdeauna cu un respect deosebit pentru dumneavoastră și va oferi soluții pentru a stimula și realiza o agricultură cât mai performantă. Mult succes doresc încă de la prima ediție a târgului Agro Moldo Expo 2023. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Poate că unul dintre verbele care caracterizează acest eveniment este verbul a face, pentru că fermierii în fermă se întreabă ce fac, cum găsesc sursele pentru a înființa culturi, pentru a le conduce bine până la recoltă, ce fac cu recolta, ce face concurența, ce fac să fiu în continuare și eu performant, ce fac autoritățile pentru mine. Sunt încântată să spun că aici lângă noi este un reprezentant de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care știe în amănunt activitățile din fermă și cunoaște starea fermierului atunci când folosește verbul a face pentru întrebările, măcar pentru întrebările pe care le-am enunțat deja. Domnul Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, fost director APIA. Bine ați venit în Moldova, aici la Roman. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În primul rând vreau să vă transmit felicitările și mesajul domnului ministru Florin Barbu, ministrul Agriculturii, care din păcate nu a reușit să ajungă, desemnându-mă pe mine, să particip la prima ediție pe acestui târg. Felicit compania Marsat și grupul Agrointer pentru organizarea acestui eveniment. Și, așa cum s-a spus, fiind prima ediție, să sperăm că este cu succes să fie în fiecare an și din ce în ce mai mare și cu cât mai mulți expozanți. M-am bucurat în vizitele la standuri să văd implicarea și determinarea fiecăruia dintre dumneavoastră, cei care sunteți prezenți, care ați vrut să scoateți în evidență plusul de valoare al produselor sau al utilajelor pe care dumneavoastră le-ați expus. Din partea Ministerului Agriculturii vrem să vă asigurăm că cu proiectele pe care dumneavoastră le știți sau măsurile pe care noi le desfășurăm în momentul de față, avem foarte multe întâlniri, chiar eu am fost de două ori săptămâna trecută la Bruxelles, pentru că pregătim multe măsuri pe care o să le deschidem pentru sprijinul dumneavoastră în viitorul foarte, foarte apropiat. Lucruri pe care vrem să fie puse la punct, astfel încât să nu avem niciun fel de problemă din partea Comisiei Europene. În ceea ce privește activitatea noastră actuală, așa cum a anunțat și pe parcursul vizitei la standuri, Ministerul Agriculturii a finalizat transmiterea banilor către centrele județene, plata pe seceta care a acordată pentru culturile de primăvară. În ceea ce privește activitatea APIA, tot a spus doamna de APIA, colegii sunt pe ultima 100 de metri cu finalizarea tuturor controlelor. Știu că și de la dumneavoastră au fost și în toată țara anumite erori în timpul punctului altele detecției. Vreau să vă asigur atât din partea mea cât și al domnului ministru că niciun fermier nu va fi sancționat pentru o eroare de sistem. Lucrăm la ele și se vor clarifica și aceștia. Iar Guvernul României a asigurat deja, Ministerul Agriculturii are în cont deja peste 1 miliard de euro pentru începerea plăților la avans, începând cu data de 16 octombrie. Eu vă mulțumesc, vă felicit și să aveți în aceste zile cât mai mult spor. Iar în ceea ce privește toate instituțiile Ministerului Agriculturii sunt reprezentate, sunt însoțit de colegii mei de la aparatul central, de la nivelul Ministerului Agriculturii și colegii de la centre județene care vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare sau nemulțumire sau orice problemă aveți, astfel încât să ne fie transmise în timp real la Minister pentru a lua măsurile care se impun. Vă mulțumesc, să aveți un târg cât mai frumos.